Conducerea primăriei Șuncuta Mare dorește ca în anii care urmează să introducă rețeaua de apă și canalizare în alte trei localități aparținătoare, respectiv în Buteasa, Hovrila și Ciolt. Investiția se ridică la suma de 35 milioane de lei și va fi finanțată fie prin PNRR, fie prin exercițiul financiar 2021-2027. Pe exercițiul financiar 2021-2027 pregătim mai multe proiecte. Aici însemnând apă, Ciolt, Buteasa, Hovrila, un proiect care avem cele trei localități în valoare de 35 de milioane de lei. Alte proiecte importante se referă la crearea unui parc industrial, iar terenul pentru realizarea acestui obiectiv a fost deja predat Consiliului Județean Maramureș. De asemenea, referitor la investițiile în infrastructură, se dorește amenajarea unei șosele de centură. Cel de-al doilea este o șosea ocolitare a localității care va fi finanțată prin POR. Avem protocol cu cei de la Consiliul Județean la care le-am predat terenul în suprafață de 11 hectare pentru un parc industrial, care și aici va fi linie deschisă pe fonduri europene. Tot în Șuncuta Mare, oficialii primăriei doresc să facă investiții și în ceea ce privește traseele de bicicletă. Oficialii autorităților locale au în vedere două astfel de trasee, care însumează aproximativ 19 km în afara localităților.